Zâna Căpșunică, magia prieteniei. Cearta. Vai de mine, ce se întâmplă aici? Căpșunica se ceartă cu Roza Trandafir. Căpșunile miros mai frumos decât trandafirii, susține Căpșunica. Nu, trandafirii miros mai frumos, strigă Roza, săgetând-o cu privirea pe Căpșunica. Nici vorbă, bombăne zânișoara ofensată. Dar... atenție! Se aude cineva vorbind. Căpșunica și Roza descoperă în iarbă doi gândaci de bălegar. Mie nu-mi plac deloc căpșunile. Mă fac să mă umplu de bubițe, pune unul dintre gândaci și se scutură. Roza râde încântată. Ah, povestește cu tristețe celălalt gândac. Eu locuiesc chiar lângă un trandafir. Închipuiește-ți ce îngrozitor miroase acolo. În fiecare dimineață, când ies afară din grămada mea de bălegar, mi se face rău. Acum este rândul Căpșunicăi să pufnească în râs. Când gândacii se îndepărtează, zânișoarele se uită una la alta și râd. Totuși amândouă mirosim foarte frumos, spune Roza. Așa este, încuvințează Căpșunica. Apoi cele două prietene se hotărăsc să încerce odată să miroase toate florile din pajiște. Poate găsesc una care să aibă o mireasmă mai plăcută decât căpșunile și trandafirii la un loc. Oare cine plânge acolo? Căpșunica se duce să vadă. În spatele unei tufe o găsește pe Ida, ciuperca poreclită pălăria șarpelui. Pe chipul ei se preling lacrimi grele. Place. Suspină Ida. Nimeni nu vrea să se joace cu mine. Cum așa? Întreabă Căpșunica. De ce nu vor să se joace cu tine? Pentru că sunt o ciupercă otrăvitoare. Îi explică Ida, arătându-i pălăria ei roșie cu pete albe. Căpșunica rămâne o clipă pe gânduri. Apoi o ia de mână pe Ida și îi spune. Vino. Mergem la Sepi și la Ghimpișor. Dacă nici ei n-o să mă placă. Dar când se întâlnește cu prietenii Căpșunicăi, așteaptă o surpriză. Bună, Ida! Se bucură ariciul Sebi și începe să se scarpine. Vrei să ne jucăm? Tocmai mă pregăteam să fac o baie ca să scap de purici, dar pot să o amân. Nu fi îngrijorată, puricilor nu le plac ciupercile. Iar eu sunt îngrozitor de înțepător. O avertizează pe Ida ciulinul Ghimpișor, arătându-i spinii lui ascuțiți. Totuși am putea să ne jucăm. Trebuie doar să ai grijă să nu te înțepi în mine. Oh! Ida râde. Nu este frică de purici, nici de spini. Așa că pleacă împreună cu noi ei prieteni să se joace de-a v-ați ascunselea. O surpriză neplăcută. Ce vreme minunată este astăzi! Căpșunica s-a dus în vizită la Rubi Zmeurica. Beau limonadă și mănâncă prăjituri. Ce gustoase sunt! Iosc! Ce-a fost asta? Trăsare Căpșunica. Vai, de mine și de mine! Strigă Rubi supărată. Uite ce a făcut o pasăre pe acoperișul meu! Puuu, ce mizerie! Of! Se vaită Căpșunica. Acum va trebui să curățăm acoperișul. Rubi este de aceeași părere. Aduce o găleată, apă și tot ce mai trebuie pentru curățenie. Atunci Căpșunica îi vine o idee. Înmoaie repede un burete în apă caldă și strigă. Prinde asta, Rubi! Buretele zboară spre Rubi Zmeurica și udă tot părul. Hei! Râde ea și aruncă buretele înapoi spre Căpșunica. Rubi și Căpșunica chiuie vesele, iar buretele și lavetele zboară prin aer. Plosc, plosc, este o adevărată bătaie cu apă. Curând, casa zmeuricii este udă de sus până jos și cele două prietene au îndepărtat astfel toată murdăria de pe acoperiș. Cu tine curățenia este foarte distractivă, se bucură Rubi. Căpșunica și Zmeurica admiră mulțumite acoperișul care strălucește de curățenie și așteaptă că razele calde ale soarelui să le usuce hainele. Unde este Zumzi? Vino să vezi, spune Căpșunica.
Pe toți copacii care înconjoară poiana sunt puse afișe mari. Ce scrie acolo? Întreabă Florio fluturașul. Căpșunica citește cu glas tare. Pierdut! Cine l-a văzut pe micul Zumzi? Vă rog, anunțați pe Silvia Mura. Of, ce necaz! Spune Florio trist. Biata Silvia! Putem să-i facem o vizită? Propune Căpșunica. Să o încurajăm puțin. Ei doi prieteni pornesc spre tufa de mure. Căpșunica se tot gândește la Silvia, așa că nu este atentă pe unde calcă. Deodată, așa cum era de așteptat, se împiedică și cade. Bine că nu s-a lovit rău. De ce s-o fi împiedicat? Căpșunica se uită în jur. Și ce să vezi? Printre florile de nu mă uita, îl vede pe... Zumzi! Strigă în cor Căpșunica și Florio. Se ascund repede după un copac. În apropiere o văd pe Silvia Mura. Scrie alte afișe pe care îl desenează pe Zumzi al ei și are fața plânsă. Căpșunica strigă cu glas prefăcut subțirel. Silvia! Silvia! Sunt aici! Silvia Mura se întoarce îngrijorată și îl vede pe Zumzi. În culmea fericirii, îl strânge în brațe și întreabă mirată. Zumzi, unde ai fost până acum? Surpriză! Strigă Floriu și Căpșunica, ieșind împreună din ascunzătoare. Micul concert din pădure. Căpșunica și Maia, zâna copacilor, s-au așezat comod pe o creangă și ascultă ciripitul păsărelelor. Ce mult mi-aș dori să cânt și eu cu ele, spune visătoare Maia. Căpșunica își drege glasul. Tri-l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 i! Cirip, 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 predonează ea. Pe Maia o pufnește râsul, dar vrea să încerce și ea. Tri-li-li-li, cirip, cirip, face ea încet de tot, aproape ca o păsărică. Deodată se aude ceva. Căpșunica și Maia ascultă cu atenție. Un greieraș a sărit pe o frunză și cântă la vioară. Cirip, cirip, ciripește Căpșunica în ton cu melodia greierașului, iar Maia zumzăie și ea entuziasmată. Atrase de muzică, tot mai multe animale ies din tufișuri. Un pâș cu un flaut, un șoricel cu o huruitoare și chiar un bondar cu o tobă minusculă. Rând pe rând, toate animalele se alătură cu instrumentele lor cântecului început de Căpșunica și de Maia. Melodia este atât de frumoasă, încât și celelalte animale din pădure ascultă vrăjite concertul de sub copacul Maiei. Când concertul se termină, toate animalele aplaudă. Căpșunica se bucură și face o mică reverență. Să veniți și mâine! Atunci vom ciripi un nou cântec al pădurii. Sărbătoarea albastră. Este totuși ceva ce nu-mi place, își spune Nina, zâna afinelor. Rochia Ninei este albastră. Mobilele din casă sunt albastre. Florile ei sunt albastre. Numai casa ei nu este albastră, ci maronie. Asta nu-mi place. Culoarea maro, bombăne Nina, căci zânei afinelor îi place ca totul să fie albastru. Am putea să vopsim casa în albastru, propune Căpșunica. Să vopsim? Întreabă Nina uimită. Dar apoi, ideea îi se pare grozavă și fuge imediat să aducă o găleată, pensule și vopsea. Prietenii Căpșunicăi vor și ei să ajute. Ariciul Sebi amestecă vopseala, Ghimpișor vopsește cervecelele, Căpșunica și Silvia Mura pictează flori albastre pe ușa casei, iar Ida, pălăria șarpelui, Zumzi și Rubi Zmeurica pictează acoperișul. Seara participă cu toții la sărbătoarea albastră. Nina pregătește prăjituri cu afine. A făcut și suc de afine.
Toți admiră casa ei frumoasă de culoare albăstrelelor. Albastre, albastre, albastre sunt toate hainele mele. Albastru, albastru, albastru este tot ce am. Cântă Nina fericită și dansează în jurul căsuței. Din fericire, la noi acasă nu este totul albastru. Râde căpșunica pe înfundate. La mine totul este portocaliu, recunoaște fluturașul Florio și mai ia o bucată de prăjitură. Ei bine, Florio, spune căpșunica, eu cred că cel mai frumos este să pictezi în toate culorile. Vă recomand cu drag colecția de cărți cu căpșunica.